tre cani in șir grăbiți, nici nu vei scoana lor. Doar când ai ce-ai dorit, fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată, în suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, nu se întoarce niciodată, momentul primei iubiri se transformă în amintiri. La 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 Bună ziua, dragii noștri! Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Opriți timpul! Mulțumesc foarte mult încă o dată și încă o dată colegilor mei, balerinii de la Unodance, în coreografia lui Silviu Popa. Aplauze, vă rog! Astăzi, și nu vreau să plâng, este ultima ediție din acest sezon. Așa încât nu puteam încheia sezonul de vară 2016 decât în mod apoteotic. Și nu folosesc cuvinte mari, asta pentru că astăzi avem ca protagoniști doi dintre adorații publicului, la propriu. Doi artiști pe care de mult știu că îi așteptați să-i vedeți la noi. Doi artiști de o incontestabilă valoare artistică și umană, a căror nume vor rămâne scrise cu litere de platină, nu de aur, pe portativul muzicii ușoare românești, respectiv arta românească interpretativă. Doi artiști, doi oameni care și-au pus viața în slujba muzicii și care au ajuns pe cele mai înalte culmi. Vă promit astăzi nu numai o ediție de colecție, ci o ediție de sărbătoare a muzicii, într-o ediție mai mult decât specială, adusă nouă tuturor în dar de către Angela Similea și Ovidiu Comornic! Ovidiu! Vă rog! Aproape de mine
ai lună plină, lumină. Vom rămâne împreună, chiar de parne pământeană. Tu, prietena mea bună, din luna. Un miracol Angela Similea și Ovidiu Comornic. Eu am să vă rog frumos să luați loc și viu și eu imediat. Eu vă reamintesc, stimați prieteni, că astăzi veți putea câștiga noul premiu oferit cu amabilitate de către sponsorul nostru de la Reghin, firma Mobila Dalin. Este vorba de această splendidă canapea în formă populară, făcută din catifea și cu modele roșii. Totul este să ne urmăriți, pentru că mai spre finalul acestei ediții eu voi adresa o întrebare, atenție, referitoare la una din edițiile din această lună. Și primul telespectator care va răspunde corect va putea intra în posesia acestei foarte comode canapele, pe care să știți că se poate chiar trage un pui de somn. Mai multe produse ale firmei Mobila Dalin puteți găsi vizitând site-ul lor, și anume www.mobiladalin.ro. Și acum, în fine, mă îndrept cu drag către invitații mei. Bine ați venit, dragii mei, să știți că am emoții pentru că vă iubesc pe amândoi și pentru că, nu numai pentru că foarte mulți telespectatori ne-au întrebat de ce nu vă invităm, iată că v-ați găsit amândoi timp să veniți la emisiunea noastră și nu la una oarecare, ci la una care încheie 8 ani de colaborare a mea și a echipei cu Național TV. Este o emisiune jubiliară, aș spune, și mă bucur să vă am alături. Bine ați venit încă o dată. Mulțumim, Corina. Mulțumim mult de tot. Angelica, ce mai faci? După cum se vede. După cum se vede, face mă extraordinar. Mă pregătesc să plec la fiul meu. De-abia aștept. Dar până atunci, multe și de toate. Am văzut, ai piese noi, ai înregistrat. Da. Păi, Ovidiu e de vină. Aseară am înregistrat piesa pe care o vom prezenta astăzi. Astăzi. Să-l blamăm pe Ovidiu? Nu știu dacă să-l blamăm. Am zis că l-aș certa pentru că nu mai are timp să se ocupe de asta. Nu mai are timp. Nu, lucrurile sunt așa cum sunt, pentru că așa trebuie să fie. Nimic nu e întâmplător pe lumea asta, iar pentru că nu ne-am văzut într-adevăr de foarte mult timp, adică de la Revelion nu ne-am văzut, am zis, domnule, mergem la Corina, nu putem să mergem așa cu una goală, venim absolut cu o piesă în prima audiție. Și vreau să spun că am făcut
piesa special pentru emisiunea ta. Din mare prețuire pentru voi. Eu mă bucur foarte mult. O să avem și niște fotografii pe care o să le arătăm publicului, spectatorii. Foarte greu să moderezi o emisiune în care ambii invitați îți sunt prieteni de o viață, pentru că avem așa de multe de vorbit, încă 2 ore nu ne-ar ajunge. Iată o primă fotografie adusă nouă prin amabilitatea Angelei. De fapt, altcineva s-a ocupat de acest moment al fotografiilor. Laurita mea, care e trup și suflet cu ceea ce fac eu, atentă, și ea a ales să începem acest moment cu Brașovul. Este primul costum pe care l-am purtat într-un festival vreodată în viața mea de atunci, până atunci. Este un costum splendid din marame. Oh, ce frumos! Pelerina era din maramele de borangic, țesute, bineînțeles, în război. Dar de ce a vrut ea să începem cu această fotografie? Pentru că atunci mie mi s-a întâmplat ceva, am mai povestit, dar fiind cu tine... Îmi face mare plăcere să ne aducem aminte. Îmi place foarte mult să-mi aduc aminte de lucruri poate mai puțin știute sau... Bătătorite. Sau bătătorite, da, da. Mersi. Eu eram rezerva în echipa de concurenți pentru Brașov din anul 70. Eram a treia. Și, Doamne, a făcut loc să cânt eu. Să cânt și eu. Eu eram deosebit de emotivă. Bine, nici acum nu mi-am pierdut emoțiile. Deosebit de emotivă și temătoare și niciodată nu eram pregătită suficient. Acum la fel sunt. Eu nu știu cât mai trebuie să mă mai nas de vreo 3 ori să fiu pregătită. Noroc că asta nu se vede, din fericire. Da, în gerașul. Nu se vede, da. Și Paul Urmuzescu, minunea aceea de om, profesorul meu era atunci împreună cu doamna Florica Orescu, m-a cunoscut și și-a luat măsuri. Și în momentul în care am fost anunțată, eu m-am speriat atât de tare încât am făcut un pas la stânga să fug. Îți dai seama ce inconștientă. Extraordinar, da, da, da. Și deodată m-am simțit prinsă de spate și aproape, nu știu, cred că era genunchi, că chiar cu șutul nu se putea să mi se dea. Un genunchi așa, am simțit împinsă în scenă. Maestru Sile Dinicu, Dumnezeu să-l odinească, minunea de dirijor a orchestrei radio. Tată! El vorbea, da, știi, da, bine, da, că n-avea glas. Da. Tată! Vino tu și arată-le ce poți, că n-o să treacă nimeni prin fața ta. Așa vorbea, da. Da. Ei, sigur, am cântat, nu știu cum am cântat, tu știi foarte bine ce... Emoțiile erau ce cumplite. Povestesc eu, da, acum. Da. Nu știu cum și cum a fost momentul meu, dar când m-am văzut, am realizat că am trecut în culisă, am leșinat. Și Marejan Gherghinescu m-a prins în brațe. Deci ăsta este un moment, este un moment. Despre care am vrut să se mai știe. Sigur câte că ceva, da. Și din culisele de viață sau de debut. De debut e foarte important și aș vrea să precizez pentru generația foarte tânără că dacă astăzi avem 57 de televiziuni numai în București, atunci când amândouă am debutat la Cerbul de Aur, pe rând, exista doar o singură televiziune în România. Și toți ochii erau pe acest post unic de televiziune. Deci aveai doar 2 șanse, să învingi sau să-ți rup gâtul. Nu era, nu aveai alegere de mijloc. Mai puteai după aia să spui, stai, mai cânt o dată, juriu internațional, trecem. De asta erau emoțiile așa de mari. Vreau să spun, să știe ăștia mai mici. Da, dar vreau să mai spun și eu să vă completez, pentru că nu intra oricine. Deci era o selecție foarte bine pregătită și intrau oameni care într-adevăr aveau ce căuta în meseria asta. Pentru că acum nu trebuie să ai talente
ieșite în evidență, poți să apar la televizor doar să-ți arăți ceva. Avem și o poză cu tine, cred că tot de la începuturile carierei. Da, este... E o poză din 87, deci de foarte puțin timp, de aproape 30 de ani. Unde erai? Eram la Deva, la Stelele Cetății. Era unul dintre primele mele concursuri, unde bineînțeles că eu nu prea luam premii la concursuri. N-am avut șansa asta până la Mamaia. Deci la toate concursurile interjudețene nu luam premii, luam mențiuni, luam premiile speciale ale jurului. Tot e deci, bine. Da, deci eram băgat în seamă, dar nu sus, acolo. După aia am aflat și eu cum se procedează și m-am retras și am zis, domnule, până nu vine revoluția, eu n-am ce să mai caut. N-am ce să mai caut. Tu ai fost un vizionar, la așa. Concursuri. Și după, deci mi-era, pur și simplu mi-era jenă să le spun alor mei că eu vin la preselecție la festivala Mamaia și tot timpul intram, dar nu intram. Adică eram admis, dar când trebuia să vin la concurs, nu mai eram pe listă. Și atunci am zis, nu mai vin, nu mai merg la Mamaia și în 90 am auzit seara că a doua zi urma să fie preselecția, ca să vezi că nimic nu e întâmplător. Și am zis, măi, totuși a venit revoluția, totuși poate există alte viziuni asupra concurenților, poate lumea asta vrea într-adevăr să facă, să fie pe bune concursul ăsta, hai să mă duc. Și m-am dus la Mamaia și am intrat, bineînțeles, din peste 500 de concurenți, am fost aleși doar 10 și vreau să vă spun că toți 10 au făcut treabă din ediția mea de la Mamaia. Au devenit vedete. Au devenit. Marele premiu l-a luat Laura Stoica, după aia a fost Tenache, a fost Carmen Trandafir, a fost Daniela Gheorfi, a fost, deci toți, Paula Mitrache. Deci... Adică s-a născut o nouă generație, da, de artiști, exact, după 90, exact. Ceea ce e foarte bine. Viața este mai frumoasă când îmi spui că mă iubești. Angela, nu-mi trebuie mai mult decât să te ascult cântând în șoaptă, numai pentru noi. Foarte frumos, da. Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Am zis, doamna Similea, ați fi de acord să cântați, să vă scriu o piesă? La care Angela s-a uitat la mine și a zis, da, pe tine cum te cheamă? Cine ești? Angela a lucrat cu cei mai mari compozitori și aș vrea să-i numim. Cum să încep? Să încep cu cel care mi-a încredințat prima melodie, George Grigoriu. El m-a văzut prima oară printr-o întâmplare, profesorul meu de muzică de liceu a vrut... Scuză-mă, erai solistă a corului școlii. Școlii, da. Și profesorul meu de muzică a spus, trebuie să faci mai mult și am ajuns, m-a dus el de mână la... Bine, părinții mei n-au vrut, în sfârșit, n-are sens să ne pierdem în detalii. Și dumnealui m-a auzit și mi-a spus, te duc la cea mai bună profesoară de canto. Tu trebuie să faci muzică așa, ca la carte. Și, într-adevăr, așa am ajuns la doamna Florica Orăscu. Deci a fost primul compozitor. Apoi, la clasa doamnei Florica Orăscu, corepetitor ne-a fost Marius Țeicu. Marcel, Dragomir, iată, al doilea compozitor care, cu care am lucrat. Titus Munteanu, care după anul 70, sau chiar în anul 70, a debutat în televiziune cu o emisiune pe care am făcut-o împreună. Deci am debutat împreună. Dă-mi voie să amintesc că Titus Munteanu a fost unul dintre cei mai mari și mai îndrăgiți și mai prolifici realizatori de emisiuni de televiziune. L-am pierdut de curând și le regretăm mult. Bine, cu Titus am devenit prieteni, chiar mi-a botezat copilul. Relațiile s-au dezvoltat foarte frumos cu Marius, cu Marcel, cu Ion Cristinoiu, care a fost al treilea mare compozitor, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că el a plecat foarte, mult prea devreme. Foarte devreme și creația lui a fost absolut senzațională, iar noi, cei care am rămas, publicul românesc a pierdut un mare compozitor. Joli,
Jolcherestei, pe care îl salutăm pe această pe care îl salut și îi spun că îl iubesc foarte mult. Angelica, tu ne-ai pregătit un colaj din piesele lui Marius Țeicu. Da. Mi-a fost foarte greu să aleg ce am de cântat astăzi într-o emisiune. 500 de piese, peste 500 de piese pe care le-am înregistrat. E de înțeles. Și trebuie să știu un amănunt. Le iubesc pe toate. Le iubesc pe toate. Mi-a fost greu să aleg, m-am oprit la Marius Țeicu, pentru că vreau să știe că îl iubesc foarte mult, că îi sunt alături lui și familiei sale, că mă rog pentru el. Și am făcut un colaj. El, de fapt, l-a făcut acum câțiva ani și mi-a plăcut atât de mult și cred că reprezintă, uite, m-am emoționat și mi-am pierdut vocea, reprezintă într-un fel personalitatea sa și întreaga creație ce mi-a încredințat-o. Deci să ne reamintim. Să ne reamintim. Angela Similea! Sau doar oboseala, nu le mai poți opri. Chiar pentru tine e sigur mai bine să nu aștepți o zi. Când vrei din cioburi să învii fosta iubire. Tot ce-i greu, cineva o viață întreagă ar sta cu mine și e fericit când sunt și eu. Nu voi plânge niciodată pentru dragoste, nu pot strânge viața toată, doar neliniște. Mai ușor peste toate, tot ce e rău e departe. Viața este mare frumoasă când iubirea o întâlnești. Și să nu uiți niciodată, iubind fericit trăiești. Vreau lumina dulce, lumina de april, și vreau lumina florii.
lumina blindă în ochii de copil. Eu vreau lumina lumii în marea nopții lor. Și mai vreau zborul luminos și atât de dureros al dragostei. Și mai vreau zborul luminos și atât de dureros al dragostei. Al dragostei. Viața merge iubind înainte, viața nu se oprește cuvinte. Celui împrindă putere, celui uita mângâiere. Viața vindecă rănile toate, viața fuge de singurătate și pune dragoste-n vise celui de ea îndrăgostit. Să ne reamintim, să ne reamintim, să ne reamintim, să ne reamintim, să ne reamintim. Ei sunt You Know Dance, doamnelor și domnilor, copiii noștri frumoși de la fiecare ediție. Să știți că m-a rugat Angelica, eu așa îi spun, m-a rugat Angelica să nu vorbim despre nenumăratele premii pe care le-a câștigat de-a lungul unei cariere de excepție. Eu totuși vreau să spun un singur lucru. Ați știi de ce nu vreau să discutăm despre premii? Premiile sunt niște, hai să spunem, niște verificări de potențial artistic. Așa e. Eu mi-am căutat locul de a mă exprima și acolo l-am găsit și pe acesta l-am găsit la public, în inima publicului. Deci eu am fost fericită că publicul a răspuns la ceea ce am vrut eu să fac și că el m-a plasat acolo unde sunt acum, deci nu premiile. Ăsta este premiul cel mare. Exact. Este mai mult decât un cerb de aur. E o familie întreagă de cerbi pe care Angelica i-a pus pe rafturile unei cariere de excepție. Și vreau să o aplaudăm încă o dată împreună. Tu și cu Ovidiu ne oferiți astăzi o ediție între prieteni, o ediție a emisiunii Opriți Timpul, de mare colecție. Și iată, primul care va coborî treptele emisiunii noastre este un artist propus de Angela și de Ovidiu, care la rândul lui face și el parte din elita muzicii ușoare românești. Este vorba de un artist care ne-a fost dor tuturor, ne este în permanență, e un băiat simpatic, e un artist bun și mă bucur că l-ai ales să fie astăzi alături de noi, Daniel Iordăchioaie! Ce costum? El e! Ăsta este cel mai frumos moment din toată emisiunea, când pup aceste fete frumoase. Așa e? Da. Așa e. Angelica, dacă ești de acord, eu propun ca Daniel să ne cânte și el ceva, după care se așează lângă noi și povestim. Eu vreau întâi să fredonez ceva. Sigur că da. Ceva știu, special. Mă retrag. De ce? Atunci, pentru că este ceva special. Din cauza de Ion Cristinoiu. Da. Vreau să îl dedic. O să cânt numai 4 versuri. Este o piesă pe care am lansat-o acum câțiva ani. O piesă care aparține lui Ion Cristinoiu. Și versuri și muzica. Mi este foarte dragă și care se numește Angela. Angela, nu-mi trebuie mai mult decât să te ascult cântând în șoaptă numai pentru noi. Foarte frumos. Da. Minunat. Bun, și atunci să trecem la mările noastre negre-albastre. Așa e, cu mari șlagăre. Da, ne-au și să invităm, să vă invit lacrimile. Și pe voi și pe publicul drag și pe telespectatori. Unde? La mare!
se topește din cerul mare. De iubirea ta sufletul-i plin, ca un albatros cu aripa frântă. Eu la țântă astăzi văzut, Daniel, ce fete frumoase ți-am pregătit. Superb. Au fost aduse de băieți doar așa ca să defileze prin fața ta, să te încânte, da? Bravo, și poate le uit aici. Așa. You know dance, mulțumesc frumos, mulțumesc. Mulțumesc. Te rog să iei loc, să poftești lângă noi. Vreau să mai spun ceva înainte să continuăm discuția. Nu știu dacă foarte multă lume știe, dar eu vreau să spun că mi se pare mie, de fapt sufletului meu, îi se pare foarte important și se simte foarte bine știind că Daniel Iordache este născut în aceeași zi cu Angela Similea. Extraordinar! Uite, asta n-am știut! Este singurul bărbat născut în 9 iulie din... Odată cu? Cu Margareta, Mirabela, eu și el. Extraordinar! Vă dați careu seama. De aș. Chiar careu de aș. Uite, ar fi trebuit să faceți un număr muzical împreună. Da, ar fi fost frumos. Nu e timpul pierdut. Nu. Cum v-ați cunoscut, Angelica, cu Daniel? În ce festival? L-am văzut, l-am urmărit. Mi-a plăcut foarte mult. Vocea lui mi-a plăcut enorm de mult. Ne-am enorm. Petrecut la un moment dat... La sala sporturilor din Craiova, dacă mi-aduc eu aminte? Și acolo, dar înainte a fost un concurs
televizat, care se ținea la sala radio, așa, unde ați cântat, am cântat și eu. Bine, eu abia mă născusem artistic, ca să spun așa. Și ce m-a impresionat foarte tare și am rămas foarte marcat multă vreme a fost faptul că era pentru prima dată când vedeam în fața ochilor mei atâta puhoi de lume care vine la un artist și vedeam atunci live, pe loc, pe viu. Deci o mare de oameni care veneau să, nu știu, ca să poată povesti copiilor și nepoților, eu am respirat același aer cu Angela. Foarte impresionant. Da, uite, da, iartă-mă, un punct de vedere. Daniel, am uitat tocmai despre prietenia ta cu Ovidiu să întreb. Când v-ați cunoscut și cum a început colaborarea voastră? Noi ne știm de foarte mult timp. Noi am debutat, aș zice, oarecum un pic mai târziu decât el a fost primul, după care am venit eu. Dar, în primul rând, eu am avut întotdeauna o atracție față de muzica unui, aș putea zice, mare compozitor al nostru. Întotdeauna m-a fascinat muzica lui. E vorba de Dumitru Lupu, care este semnatarul și minunăție care de cântec pe care am tot și Mare Albastră. Și nu de mult a fost ziua lui și îl felicităm. La mulți ani, Mitică. La mulți ani. Eu chiar m-am văzut cu Mitică zilele trecute și întotdeauna echipa asta era o echipă, era el, era Ileana Șipoteanu, era Mitică. Așa, și eu venisem să dau examen la Pitești, unde erau. Bineînțeles că am luat examenul, dar după aia n-am mai venit. Mi-a zis Mitică: auzi, nu mai veni tu la Pitești, du-te direct la București. Da. Dar cum a fost prima ta colaborare cu Angela? Cu Angela ne-am întâlnit în Germania în 2003. Extraordinar, deci nu în București. Cu el la Craiova, la București, cu el. Noi ne-am întâlnit în atunci, bine, un turneu. Ne-am mai întâlnit, dar nu am colaborat. În Germania i-am propus colaborarea. Am zis: doamna Similia, ați fi de acord să cântați, să vă scriu o piesă? La care Angela s-a uitat la mine și a zis: da, pe tine cum te cheamă? Cine ești? Normal. Deci, întrebare firească. Tu trebuia să începi cu bună seara. Nu, nu e adevărat, e vărsător. Nu, nu. Glumesc. Mi-a zis, zice: da, cum să nu, cu mare drag, propunem și hai să... Bineînțeles că am făcut așa, am tot... Ba mai mult decât atât, ți-am spus, pentru că pe undeva nu credeam că are atâta forță să scrie pentru un om care a cântat piese grele și așa. Și atunci am zis: da, de ce nu vrei un duet? Da. Și apoi? Da, și apoi s-au născut o grămadă de cântece, de duete. Voi aveți cel puțin un CD de duete, avem, dacă da, nu două. Da, avem aproape două. Aproape. Sunt 12 ani de când colaborăm. 12 ani de prietenie. Da, și mulți înainte. Doamnelor și domnilor, Angela Similia și Ovidiu Comornic ne-au propus o listă de prieteni, de invitați, pe care noi ne bucurăm foarte mult să-i avem întotdeauna în platou. Și iată că, pe lângă relația de bună prietenie și respect care o leagă pe următoarea invitată de Angela și de Ovidiu, invitata următoare este legată și spiritual de Ovidiu, pentru că Ovidiu este nașul copilului ei. N-am să vă mai țin mult timp în suspans, așa că dați-mi voie să o invit în scenă pe Luminița Angel. Te pup! Și eu te pup. Vai, ce drăguță ești! Să ne complimentăm, deci. Și ce slabă! Da! Bravo! Mulțumesc, la te! Ți-a ajutat America? Da! Eu am văzut-o la zilele orașului Brașov și nu mi-a venit să cred. Zic, ce cu tine, jumate? Da, eu sunt un paradox. Alții vin din America mai grăsuți, cu câteva kilograme bune, eu am venit mai slabă, și eu și soțul meu. Am avut grijă de noi, de ești fapt. Foarte drăguță. Vă mulțumesc, doamne. Știi ce, te rog? I-am rugat pe toți colegii noștri: întâi să ne cânți ceva și pe urmă povestim. Absolut. Vrei să spun eu? Nu, îmi spune Raluca, îmi șoptește că ai o piesă nouă. Da. Ultimul meu single, Prizonieră, semnat Mihai Alexandru, muzică și text. Lansat în ianuarie. Îl pupăm pe Mihai pe această cale. Îl pupăm cu drag. Luminița Angel! Thank you.
cerul și apoi se coboară, iar gândul nu mai pleacă de la tine. Sunt prizonier în dragoste, 7 zile, 7 nopți să plouă. Am un feeling că devin din ce în ce mai dependentă de tine. Și nici nu zici când cap atâta dragoste în mine. Și știu că doar atunci când ești atât de aproape, mă simt atât de bine că nimic nu ne desparte. Și mi se pare atât de tare să amețesc din dragoste. O parte din mine zboară, atinge cerul și apoi se coboară, iar gândul nu mai pleacă de la tine. Sunt prizonier în dragoste, 7 zile, 7 nopți să plouă. Luminița, bravo, Mihai Alexandru. Am râs mult, am mâncat ciorbă de burtă la 5 dimineața. Doar de dragul tău m-am rătăcit și îmi pare rău că am greșit. Ovidiu, stai tu la mijloc. Stau eu la mijloc. Între două, că între două nu te plouă. Pentru și că vreau să vă rog. Între cine? Două. Între cine, da. Și cine? Oare o zi regăsi dragostea. Nu pierd niciodată ocazia asta. Ah, normal. Luminița, vreau să te întreb și pe tine ce mai faci. Pe tine te-am mai văzut puțin în ultima vreme. Ne-am văzut la Brașov. Da, și acolo erai grăbită cu copilul, da, cu soțul. Da, a fost frumos la Brașov pentru că a plouat și a ieșit, și a ieșit soarele în timp ce cântai. Da, da, da. Și un curcubeu super pe cer. Și o distribuție. Ne iubește foarte. Dumnezeu, Corina. Pe ne, toți cei de aici. Ne iubește, ne da, iubește. Și mulțumim din suflet pentru exact. Tot. Ești bine, da? Da, mă bucur nespus că pot fi alături de Ovidiu și de Angela în această extraordinară emisiune, pentru că, în afară de prețuire, așa cum spuneai și tu, și de prietenia ce ne leagă,
ocaziile de a fi pe aceeași scenă sunt foarte rare. Și eu pentru Angela am un alt fel de prețuire, pentru că am văzut-o prima dată la Mamaia, la începutul carierei mele. Și am fost foarte invidioasă, cu ghilimele de rigoare, pentru că nu mă caracterizează acest sentiment la propriu, pe acea extraordinară piesă pe care a avut ocazia să o cânte, Să mor din dragoste rănită. De dragoste rănită. De dragoste rănită. Mi s-a părut o baladă extraordinară, o baladă așa pe sufletul meu, pe care poți să transmit și să vibrezi cu toată ființa atunci când o interpretezi. Și mi-a plăcut la nebunie modul în care a interpretat-o Angela. Și de-a lungul timpului... Într-adevăr, ți s-ar fi potrivit această piesă. Da, așa, așa de frumoasă este, la fel ca Je t'aime, pe care am adoptat-o pentru că am putut să o fac. Dar la fel de frumoasă ai cântat-o și tu, ca multe alte piese extraordinare pe care le ai în repertoriu. Și sunt fericită și mândră că pot fi astăzi aici alături de voi. Evident că Ovidiu mi-este foarte aproape și datorită faptului că este nașul lui Filip, dar și pentru că noi am cântat foarte mult și pe scenele mari și pe scenele mai puțin mari, chiar și în club de noapte am fost împreună pe scenă, ne știm de foarte multă vreme. Am fost și la petreceri extraordinare, am râs mult, am mâncat ciorbă de burtă la 5 dimineața. Bun, Ovidiu, tu ai să ne cânți ceva frumos. Te invităm în mijlocul platoului. Ovidiu Comornic! De dragul tău m-am rătăcit și-mi pare rău că am greșit și am uitat să spun că te iubesc cum n-am iubit vreodată. Zile trec și nopți vin după ele, toate poartă gândurile mele. Vreau să le ascund, nu mai pot să mă frământ, simt că totul piere în tăcere. Noaptea n-are farmec fără tine, ziua parcă trece tot mai greu. Gândul meu zboară departe și te strig în miez de noapte, să rămâi mereu în visul meu. De dragul tău m-am rătăcit și-mi pare rău că am greșit și am uitat să spun că te iubesc cum n-am iubit vreodată. Știu că nu mă crezi și-mi spui că te-am mințit mereu, dar n-ai dovezi. Un suflet calm meu n-ai să că trece tot mai greu. Gândul meu zboară departe și te strig în miez de noapte, să rămâi mereu în visul meu. Doar de dragul tău m-am rătăcit și-mi pare rău că am greșit și am uitat să spun că te iubesc cum n-am iubit vreodată.
cici, îmi pare rău că am greșit și am uitat să spun că te iubesc cum n-am iubit vreodată. Știu că nu mă crezi și îmi spui că te-am mințit mereu, dar n-ai dovezi. Un suflet calm meu n-ai să întâlnești în lumea toată. Un suflet calm meu n-ai să întâlnești în lumea toată. Un suflet calm meu n-ai să întâlnești. Eu și cu cele patru fete suntem de acord că un suflet ca al tău nu vom întâlni nicăieri pe lume. Vreau să spun că ai niște fete minunate aici în platou. Exact. Ai o trupă de balet foarte, foarte talentată și foarte, fete foarte frumoase. Bravo! Mulțumesc! Foarte frumos cântec, eu nu-l știam. E mai vechi, Corina, am zis să vin și cu cântece mai, nu așa... La cât suntem noi de difuzați, melodia este aproape e nouă, da. Așa încât e important că ne-ai cântat-o, pentru că e foarte frumoasă. Și Corina, textul e foarte frumos. Știi ce e important? Nu are importanță cât suntem de difuzați, că nu asta e important. Nu, eu nu mă vait niciodată, exact. Dar câteodată mai glumești. Important câteodată e că amintești. Cine vrea să ne găsească, ne găsește. Uite, publicul știe să acceseze Facebook-ul, știe să acceseze site-urile noastre, YouTube-ul. Sigur. Deci cine vrea, are nevoie de muzica noastră, ne găsește. Așa că... Așa este, așa e este. E cel mai... Vreau să o invit acum... Dar când mergi cu mașina... Când mergi cu mașina... Când mergi cu mașina, asculti, sigur că da... Un CD... Sau un radio... Sau un radio, care da. Ne difuzează, Național FM, care exact. Ne difuzează... Ovidiu, stai tu la mijloc. Stau eu la mijloc. Între două, că între două nu te plouă. Pentru că vreau mai să vă rog... Între cine? Două. Între cine da. Și cine? Da. Tu ești prietenul nostru, ai un studio muzical de excepție unde și eu am imprimat cu câțiva ani în urmă un CD cu care am luat apoi premiul la radio, un studio minunat, care sperăm că merge foarte bine. Slavă pentru Domnului! Că... Slavă Domnului! Să știi că avem de gând să mai cântăm. Și să mai imprimăm. Azi eu sunt convins, nici o clipă nu m-am îndoit de acest lucru. O să cântăm primul nostru duet. Pe care l-ați realizat în mai 2000, în 2004. Începutul nostru, începutul de drum. Începutul de drum al duetului Angela Similea, Ovidiu Comornic. Vă poftesc și vă aplaud. Angela Similea și Ovidiu Comornic. Trădează primul, cel ce se teme.
măcar o zi să stau cu tine. Frumos cântec, foarte, foarte frumos cântec. Dragii mei, aș vrea ca pe următorul invitat să-l întâmpinăm împreună. Nu este numai un bun prieten de al vostru și de al nostru, ci este director artistic la OVO Music. Și de multe ori este omul din umbra noastră a tuturor, mai ales la galele OVO Music, pe care tu le-ai făcut cu atâta eleganță și efort, și te felicităm pentru asta. E vorba de actorul Lucian Nuță! Wow! Bine ai venit, Lucian! Bine ai venit, scumpule! Nu pierd niciodată ocazia asta. Ah, normal! Dai, numai jumătate! Așa! Câți bărbați te invidiază în momentul ăsta? Eu vă propun să luăm loc, Lucian. Ce mai faci, Lucian? Nu te-am văzut de câteva luni. Ce să fac? Uite, stând acolo în spate, mi-am adus aminte de videoclipul de la Suflet Pierdut, cât i-am chinuit eu pe oamenii ăștia doi. Angela râde. Ești un pic autoritar, adevărul ăsta e așa? Tu par băiat bun, dacă când e vorba asta. Nu sunt autoritar, nu. Eu am început să fac videoclipuri datorită lor. Până la ei, eu apăream în videoclipuri muzicale, am apărut chiar și într-un videoclip al Luminiței, în videoclipul Angelei în lumea mea și trebuiau să facă videoclip la această piesă pe care ați ascultat-o înainte, o piesă superbă. M-au rugat să le aduc un regizor și am adus un regizor. A prezentat un scenariu care nu a fost pe gustul publicului, pe gustul artiștilor. Și era o problemă vis-a-vis de acest scenariu. Și vin eu cu o propunere într-o zi la o cafea în grădină, la studio. Era Angela, era Ovidiu și zic, am și o idee. Și le spun ideea. Stau ei așa puțin, se uită la mine, zic, ce ok, e bine. Zic, perfect, pe cine chemăm să facă videoclipul? La care Angela așa, delicată, zice, de ce nu-l faci tu? Și mă, eu n-am făcut videoclipuri, eu am stat în fața camerei, nu prea am stat în spatele camerei. Deci, ce nu poți să-l faci? Da. Adică, da, mă, nu poți să-l faci. Sigur. Ovidiu zice, hai mă, că e floare la ureche, te descurci, nu e niciun fel de problemă. Zic, bine, ok, îl fac. Și am luat la muncă. Eu cu o deformație profesională cinematografică, nu am lucrat la videoclip în sistem de videoclip. Am luat-o cu racorduri directe, cadru cu cadru. Când s-a terminat filmarea, era și videoclipul filmat. Era montat. Și montat. Dar asta a fost un chin.
pentru artiști, pentru că am filmat pe mal la Plumbuita. Era toamnă, era ceață, umedă, noapte, fisă. Cunoști pe vestitul fisă, care trebuia să cânte la un pian care era de lemn și nu avea clapel, cărasem de prin buftea. Era înțepenit. Mai aveam o saxo-violoncenistă, care și aia era deja vânătă. Angela stătea într-un cort, adusesem un cort, stătea în cort lângă un radiator. Și am chinuit așa matematic, dar a ieșit. Până la urmă au fost de acord cu... A ieșit un videoclip chiar foarte frumos și care se bucură în continuare de mare succes pe YouTube, pe canalul de YouTube, și îi mulțumim domnului Lucian Nuță pentru că a făcut regia acestui clip. Debutul cu noi. Debutul cu noi, da. Și după aia a mai urmat alte clipuri. La următoarele s-a lucrat într-un sistem mult mai lejer. Mă bucur mult, Lucian. De altfel, tu ai fost directorul artistic al Galelor, Ovo Muzică, da, care da, tocmai vorbeam. Acum ne-am ocupat de Gale, eu și Ovidiu, noi doi am fost... Câțiva ani. Da, am organizat totul de la A la Z, în ceea ce priveau Galele. Foarte frumos a fost și cu siguranță o să mai fie într-o zi cu soare o gală în care colegii își onorează colegii, inclusiv cu trofee de cristal, a fost splendid, eu le-am acasă. Și mă bucur mult că am făcut parte din distribuție. Mă bucur mult. N-aveai cum să lipsești, Corina, mai ales că eu am încercat și împreună cu Lucian să adunăm cei mai iubiți artiști. Este o mare bucurie să te revăd pe tine împreună cu Angela, pentru că voi două sunteți divele României. Măi dragă, hai, hai, lângă mine stai, să ne fie viața chiar bogată. Îl iubesc și m-am uitat cu invidie cum se uită el după balerinele astea care îi dau târcoale în timp ce cântă. Maria, Maria, ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine. Din fericire, pentru că vorbeam de Gale, Ovidiu, cu siguranță Angela, ca noi toți, încercăm din când în când să propunem publicului un tânăr talentat sau mai mulți, în valoarea căruia credem și sperăm că ajutându-l să apară într-o zi, se va impune în fața publicului larg. Așa încât invit acum o artistă din tânăra generație pe care știu că voi doi o apreciați în mod deosebit. Un nume care deja a urcat în topurile muzicale românești. Interpreta se numește Nicoleta Nucă. Când nu te uiți la mine, sunt uragan. Și atunci se rupe liniștea. Aș arunca și casa toată pe geam. Mi-aș face cuib în viața ta. Dar cine se aseamănă, se adună ca două picături. Noi am văzut și soare și furtună. Mâna de mână am desenat. Toate le va rezolva. Dar cine se aseamănă, se adună ca două picături. Noi am văzut și soare și furtună. Mâna de mână am desenat cu
sau nimic. Am desenat cu cretă pe asfalt cum ne iubim unul pe celălalt. Noi nu clădim castele de nisip, cu tine eu vreau totul sau... Sper, am venit să te felicităm, să-ți mulțumesc că ai răspuns invitației noastre. Te urmăresc de la începuturile tale, te urmăresc cu drag. Ești o voce în care toată România asta are mare încredere. Trăiești rezultatul muncii pregătirilor tale. Ai tratat serios această dorință ta de a ajunge undeva pe culm și ai ajuns acolo de unde rampa nu mai contează. Mulțumesc mult! A intrat în sufletul publicului și acolo este secretul. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Încă de când erau premiile radio și eu cu Angela am avut bucuria să-l omagiem pe Marius Țeicu, care a primit o diplomă pentru întreaga sa carieră. De atunci te-am aplaudat și eu și Angela. Am venit să completez și să spun felicitări. Mulțumesc. Ține foarte așa mult. Și la mai mare. Mult succes, o vară frumoasă vă doresc și mulțumim. Ție mult, mult succes. Nicoleta Nucă! Corina, am să-mi permit să iau 5 minute de pauză? A, vrei să te schimbi, da. 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 Te așteptăm, mersi. Te așteptăm, mersi. Sigur nu că da. Nu de alta, dar sunt convinsă că doamnele așteaptă lucrul acesta. De o viață le-am învățat așa. Așa este. Da? Te așteptăm, Angela, imediat. Până atunci vreau să-l invit alături de mine pe Ovidiu. Este o mare bucurie să te revăd pe tine împreună cu Angela, pentru că voi două sunteți divele României. Iar eu sunt chiar onorat să fiu astăzi în emisiune cu voi și să stau și să asist la toate amintirile frumoase pe care le aveți. Mi-aduc aminte, pe tine te-am văzut prima dată la Deva, la Teatrul de Revistă din Deva. Erai împreună cu trupa, nu mai știu cum... Din Petroșani, din Petroșani cred, erai, acustic. Da? Acustic din Petroșani, exact. Toată Deva bubuia după concertul tău, toată lumea povestea cum erai îmbrăcată. Bineînțeles, ai revenit la ținutele tale să ți se vadă picioarele frumoase, că toată lumea era nebunită, toți bărbații. Mersi, mamă, dar ai văzut ce picioare frumoase ale Corinei. Hai. Deci, atunci lasă-mă să-ți întorc complimentele și să aduc aminte tuturor prietenilor noștri iubitori de muzică ușoară românească, de nenumăratele tale șlagere splendide, începând cu piesa pe care i-ai încredințat-o lui Marcel Pavel, care te-a consacrat peste noapte ca un excepțional compozitor, ceea ce ești, frumoasa mea, care se cântă și astăzi, se va cânta, va fi a doua stradă a speranței și al treilea drumurile noastre. Așa toate. Este. De fapt, acela a fost succesul amândurilor, aș putea spune, pentru că amândoi noi cântam în cârciumi, în cluburi de noapte, peste tot și i-am zis, Marcel, o să-ți fac o piesă care va fi piesa vieții tale, am zis atunci. La care el zice, hai mă, lasă vrăjala. Într-adevăr, acea piesă a fost parcă făcută mănușă pentru vocea lui Marcel și mă bucur că și astăzi publicul o cere și dacă nu o cântă într-un concert... E ca și cum n-aș cânta eu Strada Speranței, cam așa, da. E minunat. Oricum, eu
ai să râzi din multele piese pe care le-ai scris pentru tine sau pentru alți colegi. Eu mi-aduc aminte cu mare plăcere de melodia M-ai trădat. Te-am trădat, care... Nu știu de ce mi-a plăcut așa de mult. Și desigur Maria, Maria, pe care eu personal te-am rugat și te rog să ne o cânți astăzi, să ne aduci aminte de ea, drag. Așa încât te invit să rămâi aici în platou și să ne cânți. Cu mare drag. Ovidiu Comornic. Departe, dar eu te strig în miez de noapte. Să vii la mine, să stau cu tine și să așteptăm ziua ce vine. Să ne amintim cu nostalgie de tot ce-a fost și urma să fie. Iar tu să-mi spui povești râzând și eu în brațe să te strâng. Maria, Maria, ce nume frumos! La fel ca sufletul din tine. O clipă doar să-ți amintești că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea acum în dar de ziua ta. Aș vrea să știi că fără tine n-aș putea zâmbi. Tu mi-ai adus o viață în plus și-mi dai speranța de a trăi. Dar ești departe, ești departe, mult prea departe, mult prea departe. Iar eu te strig în miez de noapte. Să vii la mine, să stau cu tine și să așteptăm ziua ce vine. Maria, Maria, ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine. O clipă doar să-ți amintești că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea acum în dar de ziua ta. Să-ți prind în părul tău o stea, să lumineze viața ta. Ce nume frumos, la fel ca sufletul din tine. O clipă doar să-ți amintești că eu trăiesc doar pentru tine. Maria, Maria, ce mult aș vrea acum în dar de ziua ta. Să-ți prind în părul tău o stea, să lumineze viața. Mulțumesc foarte mult, exemplificarea unei balerine de la Unodance. Mulțumesc frumos. Frumos cântec. Uite, Luminița vrea să te îmbrățișeze. Da. Pentru că îl iubesc și m-am uitat cu invidie cum se uită el după balerinele astea care îi dau târcoale în timp ce cântă. Avea așa o privire de lup flămând și mă gândea, zic, ce-o fi în capul lui acum când se uită așa, picioare frumoase, fete tinere, abdomen plat. Un băiat frumos se uită la o fată frumoasă. Absolut, e firesc așa. Nu e nimic așa.
straniu. Eu mulțumesc pentru invitație, mulțumesc din toată inima. Știu că Angela o să vă surprindă din nou cu o ținută extraordinară, așa cum ne-a obișnuit ea de-a lungul anilor, să fie tot timpul extra, super elegantă, feminină și delicată. Mulțumesc, Ovidiu, baftă multă în continuare și să ne revedem cu bine pe plajă. Doamne așa, cu mare drag. Mulțumim frumos că ai venit. Mulțumesc, Luminița, o duminică plăcută în continuare. Să invităm din nou pe Angela Similea. Într-o nouă ținută, bineînțeles. Bineînțeles, cum superbă ca de obicei. Poftim, Angelica. Am venit cu vara. Din fericire, din fericire. O rochie absolut superbă. Un buchet de garoafe, tu ai un buchet de maci, ia un buchet de garoafe. Garoafe, am da. Am văzut My Fair Lady la Mall Băneasa și m-am inspirat. Foarte bine. Așa că am adus flori. A, ce bine, splendidă ești, absolut. Ce vrei să ne cânți în continuare? Mai am ceva de cântat? Oh, absolut. Dacă n-ai fi existat, n-ai fi ce cântat. S-ar fi întâmplat. Ai văzut? Ai văzut? Mulțumesc. Angela Similea! Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Nici nu pot imagina. Poate nu te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă. Am câștigat și nu mai vreau să pierd. Darul meu primește-l, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. Ar fi fericirea un dar anume. Ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți l-aș da. Ce-aș fi fost dacă n-ai existat? Nici nu pot imagina. Mă întreb dacă n-ai te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă. Am câștigat și nu mai vreau să pierd. Darul meu primește-l, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. Dar fi fericirea un dar anume. Ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți l-aș da. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Nici nu pot imagina. Mă întreb dacă n-ai cine-aș fi iubit. Mă întreb dacă n-ai fi existat, cui aș fi spus bine-ai venit. Ce-aș fi fost dacă n-ai fi existat? Atunci pe cine-aș fi iubit? Mă întreb dacă n-ai fi existat, cui aș fi spus. Bine ai venit. Bine ai venit.
Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Ioan Cristina, sunt foarte fericită. I-am trimis un gând de iubire și de mulțumire prin aplauzele voastre lui Ion Cristinoi. Cu această ocazie. Dumnezeu să-l odihnească. Am încercat, de fapt, band, OK Band, a fost cel care a răspuns dorinței mele de a actualiza foarte frumoasă orchestral, melodii mai vechi și am început cu această melodie a lui Ion Cristinoiu, Dacă n-ai fi existat. Îți propun, Angela, să ne ducem către scări, pentru că una din invitatele următoare ale tale și ale lui Ovidiu este o bună prietenă a noastră. Iubită de noi toți, da. Ați petrecut multe momente frumoase în turnee, spectacole și alte evenimente. Te rog să vii alături de mine și să o întâmpinăm împreună pe Sanda Ladoși. Ce onoare! Bună Sanduca! La Angela! Te pup! Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că m-ați așteptat aici. Poate fericirea ta are nume, dar ce poate fi mai trist pe lume decât să mor de dragoste rănită. Angela, sunt sigur că am îmbrățișat mulți copaci. Da, măi, am și avut ocazie. Problema nu este că îmbrățișați, ci cine trece pe lângă voi atunci când îmbrățișați copaci. Dacă voi n-ați fi, viața noastră ar fi mult mai tristă. Doar amândoi o poveste. Sanduca, eu îți propun să ne cânți mai întâi, după care te vei așeza lângă noi și vom povesti că avem lângă o grămadă... Lângă băieții aia, doi drăguți? Lângă ei, da, îi ținem acolo să avem și noi doi băieți frumoși în emisiune. Okay. Te invităm în mijlocul platoului. Sanda Ladoși! O seară sau când lipsești o noapte, când nu te văd nici ziua, te rog eu, nu uita să-mi dai un semn de viață, să sun și să-mi spui ceva. Sunt doar două cuvinte atât de simple pe care întotdeauna aș vrea să le aud. Mă întreb dacă tu oare nu știi că le aștept de mult, de mult, de mult. Să-mi spui mereu că mă iubești, ca să mă vezi mereu zâmbi. Sunt fericită doar cu un cuvânt dulce de alint. Să-mi spui mereu că mă iubești, asta e tot ce-mi doresc. Nu-ți cer nimic mai mult decât un simplu te iubesc. Eu nu-mi doresc mai multe, nu vreau comori ascunse. Nu vreau să-mi dai nici luna, nici stelele din cer. Un pic de fericire e tot ce m-am gândit să-ți cer. Sunt doar două cuvinte atât de simple pe care întotdeauna aș vrea să le aud. Mă întreb dacă tu oare nu știi că le aștept de mult, de mult, de mult.
să-mi spui mereu că mă iubești, ca să mă vezi mereu zâmbind. Sunt fericită doar cu un cuvânt dulce de alint. Să-mi spui mereu că mă iubești, asta e tot ce-mi doresc. Sanda, te invit să-i loc lângă noi. Foarte frumos cântec. L-am întrebat pe Ovidiu dacă e al lui. Al cui e? Acest cântec l-am descoperit după niște ani, un cântec care l-am înregistrat, cred că sunt 10-15 ani, în Noianul de cântece compuse de Dani Agnov. Pe am care zis, am și zis, domnul Ovidiu Comornic, am înțeles că a avut o participare activă la album. Noi am făcut album. Mai multe colecții cu regretatul Dani Agnov, care din păcate ne-a părăsit de vreo câțiva ani, aproape 3 ani de zile, dacă nu mă înșel. În aceeași liniște în care a trăit, exact, din păcate. Exact, într-o decență ieșită din comun și a fost, cred că a fost cel mai romantic compozitor care a oferit atâta sensibilitate în fiecare cântec al lui. Da, și așa am, eu știam piesa foarte bine, dar să știți că este pentru prima dată când o cânt. Este prima dată. Ce frumos. În afară cânte. De studio când am înregistrat. Vreau să o întreb și pe Sanduca ce mai face. Sunt foarte bine. Sunt un om care în ultimii ani și-a dat seama că, de fapt, uitându-se în jur, cel mai important lucru este sănătatea și mi-am dat seama că toate celelalte probleme care le am nu contează. Nu există. Și atunci îmi doresc acest lucru. Copiii sunt bine? Preocupată. Ei sunt foarte bine. Viața mea se învârte în jurul copiilor și datorită vouă, datorită ție, Corina, și dragilor colegi cu care mă întâlnesc în asemenea conjuncturi și mă bucur că sunt numai lucruri frumoase. Și mă bucur că există aceste momente să ne vedem. Suntem fiecare în colțul lumii în care trăiește. Și pe Angela cel puțin de foarte mult timp n-am mai văzut-o. Și mă bucur tare, tare mult că am văzut cu ocazia acestei emisiuni. Uite, eu vreau să vă fac tuturor o dedicație, dar mai ales Angelei, care e mereu plecată. Ea are copiii peste și nepoții peste ocean, lumea nouă și largă și mare și frumoasă. Dar noi te iubim aici unde te-ai lansat și unde trăiești și unde vreau să continui să trăiești, să fii artistă. Și vreau să-ți dedic un cântec care se cheamă Hai, hai, lângă mine stai. Mă bucur, mersi. Așa. Atunci, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă fac tuturor această dedicație, pentru că așa cum am spus la începutul acestei ediții, din păcate, această ediție este ultima din sezonul de vară 2016. Vreau să vă invit să stați lângă Național TV. Veți avea în fiecare duminică reluări din cele mai reușite ediții ale emisiunii Opriți Timpul. Așa că nu există invitație mai concretă și mai caldă decât să stați alături de Național TV și să urmăriți în fiecare duminică emisiunile pe care unele poate nu le-ați prins atunci când au fost difuzate prima oară. Invit baletul Juno Dance alături de mine și pornim muzica!
păreai un tip cam încrezut. Vai, cât te spuneai, vai, cât te măreai, mă gândeam cu tine, nu am trai. Eu cu așa haiduc intr-un bucluc, n-o să știu pe unde s-o apuc. Inimioara mea tare se-ndoia, s-o te las așa se cuvenea. Dar insistente și prudent, tu m-ai convins și n-am uitat cât de frumos tu m-ai rugat când repetai, tai, tai. Măi dragă, hai, hai, lângă mine stai și ne vom iubi ca niciodată. Măi dragă, hai, hai, tu ești mare crai, tu ești cel mai tare bun băiat. Măi dragă, hai, hai, lângă mine stai, să ne fie viața chiar bogată. Măi dragă, hai, hai, între suri cu cai, vom trăi așa cum am visat. Să te uiți la alta cu păcat. Eu avem să știi, tot aici doi fi, te chem la raport ca pe un soldat. Și ți-o-i aminti câte mi-ai jurat când tu de la mama m-ai luat. Și insistent, deși prudent, te voi convinge să mai stai, să nu lași faltă tot ce ai, că altfel tai, tai, tai. Măi dragă, hai, hai, lângă mine stai și ne vom iubi ca niciodată. Măi dragă, hai, hai, tu ești mare crai, tu ești cel mai tare bun băiat. Măi dragă, hai, hai, lângă mine stai, să ne fie viața chiar bogată. Măi dragă, hai, hai, între suri cu cai, vom trăi așa cum am visat. Măi dragă, hai, ce rău îmi pare. Corina, felicitări, super piesă, super piesă. Mulțumesc frumos. Super, super, super. Într-adevăr, se dansează bine, se cântă păi bine. N-ai cum să stai jos, n-ai văzut, n-am și ridicat. N-ai cum să stai. Nu v-am văzut din vreme, că vă rugam să coborâți mai repede. Bravo. Mulțumesc frumos, Ionuț. Partenerul meu, mulțumesc, Kinodance. Angela, rămâi lângă mine, te rog. Și Ovidiu. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc mult, într-adevăr. Mi-ați făcut o mare bucurie și o mare plăcere. Voi ne recomandați astăzi o fetiță foarte talentată și carismatică. Ea are deja un palmares impresionant de premii care îi atestă talentul și cu siguranță voi știți mai bine ce e de spus despre ea. Propun să o invităm întâi, Ilinca Dinu. Bravo, scumpa mea, bine ai venit. Bună ziua. Bravo. Mulțumesc, scumpa mea. Vai, dar ce frumoase sunt.
Trebuie să știi că e finuța mea. Să străiască. E finuța mea. Frumoasă fată. Da. Să străiască. Și foarte talentată. Foarte. Nu mă îndoiesc, altfel foarte nu talentată. Ai fi recomandat-o. Cântă de mică. De mică. De la 2 ani și jumătate m-a descoperit. Aha. Și de câte ori veneau la noi în vizită, îmi cerea, așa cum știa ea, și dacă nu reușeam să o înțeleg, mămica ei m-a ajutat și îmi cerea să pun disc cu mine. Și trebuia să-i dau un microfon sau un pretext de microfon și ea imita absolut unul la unul. Extraordinar. Și pot să spun eu că la orice petrecere unde ne întâlneam, ea era numai cu ochii pe Angela. Unde era Angela, tot timpul să fie lângă Angela. O să cânte un cântec pe care eu am rugat-o să ne-l prezinte, pentru că e foarte, foarte bine cântat de ea. Vrei să ne-l prezinți, Linca? Da. Se numește Ardelean Show. Oh, Ardelean Show. Bun. Păi nu te așteptai așa? Nu. Da. E în regulă, atunci eu te invit aici, în mijlocul platoului. Așa, noi ne retragem și o să o aplaudăm pe Ilinca Dinu. Bravo, iubita lui mama, foarte frumos. Am zis că așa o să fiu. N-ai auzit când am zis iha, da. Ca la piesele country. Spunea Angela că ai să ne spui unde ai luat premii și unde ai fost recunoscută. Unde ai să mergi acum?
La ce festival internațional? Asta mă interesează, că este ceea ce urmează imediat. O să merg la un festival în Rusia, în Ialta, care se numește Nova Elvalna. Muzica, festival internațional. Da, festival internațional. Și câți copii au fost selectați? Din câți? 71 da, erau copii, da. Și doar 16 sau 17 au fost, selectați. Da. Bravo, Îngerașule, bravo! Să ai succes, o felicităm pe mămica ta, da. Care cu siguranță a tremurat în spatele camerei. Să vă trăiască, doamnă, să vă bucurați de ea. Te pup și mulțumesc pentru flori. Stimați prieteni, a sosit momentul mult așteptat al concursului emisiunii noastre. Iată, lângă mine se află o prea frumoasă canapea, rustică, învelită în catifea de cea mai bună calitate cu modele populare românești. Întrebarea este, cum se numesc cele trei orchestre care au fost protagoniștii ediției emisiunii Opriți Timpul din 5 iunie anul curent? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la SMS 1264. Vă dorim succes! Start concurs! Te invit să rămânem împreună aici, pentru că pe următorul invitat l-ai prezentat pentru prima dată la Televiziunea Națională în urmă cu niște ani. Te rog frumos, oprește-te. Să oprim timp. Da, te rog frumos, oprește-te și tu. Exact. Așa. Eu astăzi îl prezint, el a mai fost la noi. Dar vreau să-ți spun că l-am prezentat într-o emisiune ce a aparținut lui Titus Munteanu ca idee și tot. Și îmi face plăcere că îl mai pomenim încă o dată pe bietul, da, Titus, care ne-a părăsit iarăși de vreme. Eu nu am nicio șansă, chiar să vreau, nu se poate, pentru că dacă am fost văzută la televiziunea TVR, apoi numai cu emisiunile, majoritatea erau emisiunile lui Titus Munteanu, cele mai, într-adevăr, ce spuneai tu, cele mai urmărite, bogate în muzică, în frumos, alături de Bocăneț, Andu Bocăneț, un serial întreg de emisiuni extraordinare. Și într-una din aceste emisiuni l-am prezentat pe Laurențiu Cazan. Pentru că despre el este vorba, eu îți propun să-l invităm și să fim amândouă cele care îl întâmpinăm. Laurențiu Cazan! Dacă aș spune că sunteți, dacă aș spune că sunteți frumoase, aș zice că exagerez. Dar mai bine mă abțin, nu vă spun că sunteți frumoase, pentru că o să mă aveți la mână, mă manipulați, nu știți. Cât de frumoase vă spun, sunteți frumoase. Mulțumesc frumos. Sunteți frumoase și bine ai venit, Laurențiu. Iată, elegante. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. O să stăm de vorbă, dar eu mai întâi mi-e dor să-l reascult pe Laurențiu cântând, după care el va lua loc lângă noi și vom Vă mulțumesc povesti. Mult pentru invitație. Văd că aveți și aici invitații. Ei, cum? Vă salut, să rămâne. Da, poate. Nu mai am frumos și de public frumos. Așa este. Național TV. Mulțumesc, Corina. Mulțumesc, Angela, că m-a invitat. Cu mare plăcere. Laurențiu Cazan. Da, mulțumesc. Aplauze sunt pentru Angela. Te consider o învingătoare, de aceea dăm voie să-ți dedic o piesă. The Winner, învingătorul. Valabil și pentru The Winner.
Bravo, dragule! Te rugăm să iei loc lângă Sanda. În primul rând, mulțumim că ai venit și bine ai venit la Opriți Timpul. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ați rămas o, hai să nu zic ultima redută, o redută importantă în cultura română. Mulțumesc frumos! Ce mai faci, Laurențiu? Nu te-am văzut de o vreme. Uite, vă admir. Să știi că ce cavaler! Asta e și o preocupare foarte importantă, să admiri. Să admiri copacul pe lângă care ai trecut în fiecare zi și nu l-ai băgat în seamă. Așa e. Să realizezi că e foarte frumos să-l îmbrățișezi. Știi că dacă îmbrățișezi un copac... Spre ea energia negativă și supărările. Am făcut lucrul ăsta. Uite, Angela, sunt sigur că îmbrățișeam mulți copaci. Da, măi, am și avut ocazie. Problema nu este că îmbrățișați, ci cine trece pe lângă voi atunci când îmbrățișați copaci. Acolo e o problemă. Ce zic aia despre voi? Da, și e frumos să îmbrățișezi un om chiar și cu privirea și cu gândul. Și de aceea vă spun că ce mai fac, vă admir. Mulțumim. Am aflat de la tine că ai planuri mari, artistice. Dacă vrei să dezvălui ce mi-ai spus mie și, la telefon. Sigur, eu lucrez în permanență. Asta nu înseamnă că dacă nu apărăm mereu la televizor, nu existăm. În ultima vreme m-am dedicat lucrurilor de studio. Adică în ultima vreme înseamnă așa vreo 2 ani. Știți foarte bine cei care lucrează în domeniul muzical, industria muzicală, cam 2 ani trebuie să stai în studio și 2 ani să încep turneele. Și mă tot sună, de ce să... Nu e o laudă, că bănuiesc pe toată lumea și pe tine și pe tine. Ne sună lumea. Dar am zis, domnule, acum mă dedic mai mult studioului. Pregătești un album nou? Da, pregătim mai mult. Știi, chestia cu albumul ăsta că am dus, pentru că nu se mai... Pregătim piese și concert. Asta da, concerte. Acum o să dăm drumul și la o televiziune. Deja s-a dat, puteți să intrați. Există despre asta vroiam să o televiziune vorbești. Online. Există un suport media, un suport un streaming. Pe care puteți transmite show-uri, TV, uite cum ar fi și aici, online, conferințe și orice altceva, poți să transmit direct de la tine din studio. Asta mi se pare interesant, să pun pe Facebook. Da. Ar fi interesant, din studioul și chiar tău, sunteți invitații mei, veți fi invitați. Da. Ar fi interesant. Dar cum să nu? De la repetiție până la înregistrare, la... Asta se va întâmpla și la asta lucrăm. Live, absolut. Da. Vom pune live și vom pune și pe YouTube reluările. Da. Frumos. Nu rămânem... un proiect ambițios. Bravo, da, te felicit. Cam asta e viitorul și e foarte bine. Într-un fel... Nu, avem ce face. Știi, nu ne ajunge timpul. Așa este. Nu știu dacă dumneavoastră va ajunge timpul. Va ajunge timpul? De-aia încercăm să-l oprim și ajunge. Noi. Nu știu. Mie nu, e atât parcă... de... Cu cât trece timpul, cu atât nu mi-ajunge. Ce ai scris? Ce am scris? Mai nou. Forever one day on the green land. Forever one dream. Give me your hand. Yeah. Merci. Așa. Angela, acum o să ne cânte una dintre cele mai remarcabile și mai frumoase și mai emoționante și mai profunde și mai grele și mai memorabile piese pe care le-a cântat vreodată. Numai ea va cânta această piesă, poate să o preia oricine. Ca ea nu va cânta nimeni. Nici n-o prezint. Nici n-o prezint. Și doar iubirile
dar sunt tristeți de-o viață. Ele te învață că-i păcat să mori de dragoste mică. Pe lumea asta care trece și doar mâinile nu mor, să mor de dragoste mică. Eternitatea unei clipe de tine, gândul parcă plânge. Din dragoste de tine, cerul rău mă strânge. Poate fericirea ta în lume, dar ce poate fi mai trist pe lume decât să mor de dragoste rănită. Trebuie să-i mulțumim, de câte ori ascultăm această melodie, trebuie să-i mulțumim lui Marcel și lui Aurel Storin, care sunt plecați, amândoi, dar care au rămas în sufletele noastre. Așa este. Ovidiu, ai o datorie foarte grea. Încearcă să ne ridici puțin din momentul ăsta de emoție, pentru că și mie mi-au dat lacrimile. Și nu vreau să mă las pradă. Dacă ai o idee, scoate-ne din. Dacă nu, nu-i nimic. Nu-i nimic. Dacă nu, nu-i nimic. Iartă-mă. Nu, că sunt și eu, bătrâns, foarte bătrâns. Pentru sigur că știu acest cântec de atât de mult timp și de fiecare dată când îl cântă Angela, are așa... Am spus că nimeni nu-l va cânta ca așa ea. Așa este, că... și mai ales că, din păcate, Marcel Dragomir a plecat tot foarte repede dintre noi. E trist. Cred că nici nu și-a dat seama că a plecat. Exact. Mergem mai departe cu Iartă-mă, un cântec frumos. Domnule, te iertăm, acum iertați-mă, asta e. Iertați-mă. Ovidiu Comornic. Dacă
Doamne, cât ești de aproape, te ating și mă trezesc. Mă pierd în noaptea lungă, pe străzile pustii. Ce dor îmi e de tine, ce mult aș vrea să știi. Iartă-mă, dacă ți-e dor de mine, uită-mă, dacă ți-e bine. Ce cântec frumos, uite, dacă un coleg ar putea să o dea pe Tony, regizoarea noastră de platou știa fiecare cuvânt al cântecului. Așa este. Bravo, Tony, bravo, bravo, felicitări. Acest cântec, de fapt, a fost generic la filmul Fetele Marinarului, care exact a avut vreo câteva sute de episoade și exact foarte multă lume îl îndrăgește, tocmai de aceea am vrut să-l cânt. Foarte bine aici ai făcut, pentru că și mie mi-a făcut plăcere să-l reascult și de fapt ai făcut bine că ne-ai ținut oarecum în această atmosferă de emoție, pentru că arta nu înseamnă numai distracție gratuită, înseamnă emoție multă și sentiment. Și tocmai de asta îmi vine acum imediat să-l invit pe Laurențiu să ne facă o bucurie muzicală. El și a compus... dăm voie să-i aduc eu microfonul. Pentru că e o mare plăcere să-l reascult pe Laurențiu după atâta timp. Prieten drag. Mi-e foarte drag să te ascult și Ovidiu, să știi că te apreciez foarte tare pentru tot ceea ce înseamnă Laurențiu Gazan, nu neapărat pentru interpretul, pentru tot întregul Laurențiu Gazan, care este excepțional. Excepțional. E un vulcan de muzică. Să vă dea Dumnezeu sănătate pentru sensibilitatea pe care o puneți voi în muzică. Asta se vede și publicul vede asta. Tu ai un suflet mare și o lumină mare și nu întâmplător, nu e nicio întâmplare întâlnirea ta așa cu este Angela și aici cu Corina, care ne-a nimic nu e întâmplător, Laurențiu. Tu ai un cântec care a izbit pe toată lumea și va rămâne așa. Un cântec de o frumusețe ieșită din comun și mă bucur că Angela l-a ales pentru această emisiune și pentru bucuria tuturor prietenilor noștri români din România și de peste hotare care ne văd online. Laurențiu Gazan ne va aminti unul din marile șlagăre ale muzicii ușoare românești, nu numai ale lui, ca și compozitor. Așa că, dragul meu, spune-ne ceva, da, sau pe englezește, say something. Mulțumesc frumos! Cu dedicație, say something.
Lorenzo Cazan. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o surpriză excepțională. Mulțumesc, Corina. Cu adevărat a fost un balet frumos realizat de colegul nostru Silviu Popa, special pentru această bijuterie muzicală care este Say Something. Nu-mi rămâne altceva decât să continui acest maraton muzical încă puțin, pentru că vreau să o invit pe Angela Similea și pe Ovidiu Comornic, care sunt protagoniștii noștri principali din ediția de astăzi, ediție de colecție, să ne cânte. Așa încât... O prima audiție absolută. A, asta e piesa cu prima audiție. Acum vine. Da, asta este. De-abia aștept să o pe aud. Pe care am înregistrat-o aseară. Aseară. Călduță, caldă, proaspătă. Fierbinte. Cum se numește piesa? Se numește Mă întreb ce aș fi. Versurile sunt scrise de Zoia Alecu. Prietena noastră. Iar muzica este semnată de mine și interpret Angela Similea și eu. Și o voce de a Luminiței Anghel. Exact. Noi, ca întotdeauna, Luminița Anghel. Îmi face mare plăcere, o să mă bucur să o ascult. Angela Similea și Ovidiu Comornic. Te-aș găsi oriunde în lume, doar cu inima. Sufletul mi-e plin de tine, ești lumină pentru mine. Stea pe pământ, lângă tine eu sunt, de nu te-aș ști ce-aș fi. N-aș putea să stau departe de tot ce ești tu. Orice pe lume, nu-ți voi spune nu. Sufletul mi-e plin de tine,
rai pe pământ. Lângă tine eu sunt, de nu te-aș fi, ce-aș fi. Doar amândoi o poveste, nu două. Și când vrem noi, se opresc sfârșitul. Așa, așa, așa. E împărțită în rău și bine, dar în viața ta. Știi că eu sunt partea bună și cât vom fi împreună pe acest pământ. Lângă tine eu sunt, de nu te-aș ști, ce-aș fi. Doar amândoi o poveste, nu două. Și când vrem noi, se opresc frânt și ploi. Te n-ai fi tu, viața mea ar fi tristă. De nu te-aș fi, mă întreb ce aș fi. Frumos cântec, felicitări! Felicitări! Maestru, izvor nesecat, cum îi spune izvor Dida. Izvor nesecat, cum îi spune Dida. Iar eu vă întorc un compliment. Dacă voi n-ați fi, viața noastră ar fi mult mai tristă. Asta e valabil pentru toți colegii noștri care vin la emisiune, că fără artiști, viața noastră ar fi mai tristă. Poftiți alături de noi! Vreau să am și eu câțiva prieteni alături, mai ales că acum urmează să-i oferim Angelei și de altfel să-i oferim și lui Ovidiu câteva cadoiașe. În primul rând și în primul rând avem aici două cadouri, două balansoare, câte unul pentru fiecare, de la Mobila Dalin. Și acum vor cobori scările doi colegi care vor aduce un buchet de flori și un tort. Florile sunt de la Florăria Cristina. Ionuț, dă-i-le tu lui Angela. Iar tortul de la Tip Top. Mini Top. La revedere la toată lumea, vară frumoasă!